Cei care s-au născut în zodia Balanței vor avea între 11 și 12 aprilie prilejul să discute într-un chip normal, firesc, logic, principial, să abordeze dintr-o perspectivă morală sau juridică ceea ce trebuie consfințit prin acte și documente. În mod normal, ar fi un context bun pentru acele întrevederi menite să se ajungă la un numitor comun, să se cadă de acord cu privire la detaliile unui contract sau unei cooperări. Doar că restricțiile de comunicare și mișcare din prezent nu fac posibil acest lucru. Asta nu înseamnă că împiedică toate demersurile premergătoare acestei premize, care poate să fie reluată ulterior. Și cu cât sunt mai bine puse la punct argumentele, documentele, temeiurile juridice, cu atât discuția, atunci când va avea loc, va fi mai simplă și lucrurile vor merge repede și bine. Preocupări legate de felul în care se desfășoară o activitate școlară, pedagogică, tot ceea ce ține de instrucție, învățământ, examene, este o chestiune de natură să-i agite pe cei născuți în zodia Balanței. Nu neapărat că îi supără, cât pur și simplu le dă o temă de gândire și mai ales le pune în față niște ipostaze pe care trebuie să le cunoască, să le analizeze și în funcție de care să ia o decizie. Nu chiar toată lumea este foarte limpede și hotărâtă în acest prezent cu ceea ce trebuie să facă sau pot să facă. Și atunci este nevoie să se cunoască și niște limite, niște repere, niște interdicții sau niște libertăți de mișcare, gândire și acțiune într-un plan care presupune inclusiv mișcarea într-un teritoriu, într-un spațiu. Unii își doresc să facă anume lucruri, dar acelea sunt condiționate de plecarea din orașul în care trăiesc în altul, din țara în care trăiesc în alta. Cum lucrurile sunt încă neclare, chiar și ideea de a învăța în străinătate sau de a urma cursuri de perfecționare, burse, stagii, toate acestea sunt puse într-o ecuație șubredă și nesigură. Poate că nu ar trebui neapărat să se decidă în aceste zile sau în această săptămână, ci mai ales să acumuleze cât mai multe informații pe care să le tot analizeze, să le cântărească până când vor ajunge la o decizie. Oricum, din punct de vedere instituțional, lucrurile sunt neclare și în respectivele țări, locuri, orașe, pe care le au ei în vedere să le abordeze. Între 13 și 15 aprilie, dimineața, preocupări casnice care nu fac plăcere, dificultăți domestice, pentru unii majore, și relații destul de antipatice cu unele rude. Și, dacă nu sunt antipatice, sunt privite ca o povară, ca o greutate în plus, ca o complicație, sau ca o situație care, de-a dreptul, nu poate să fie onorată până la capăt. Nu pot să facă față unor solicitări așa cum trebuie, așa cum e nevoie, sau mai ales așa cum impun aceste vremuri de restriște. Nevoia de a fi alături de niște persoane în vârstă, de a le acorda asistență, începe să devină o chestiune complicată prin timp și capacitate de implicare, de reacție. De aici și o stare de stres, de enervare, de îngrijorare și de preocupare. Cum să facă să le rezolve pe toate și să îi împace pe toți și să nu supere pe nimeni? Între 15 aprilie, după ora 9 și jumătate dimineața și 17 aprilie seara, sectorul relațiilor afective este destul de intens, putem spune chiar și efervescent, și într-un mod de viață normal, nerestricționat, așa cum se petrece acum, ar fi momentul unei trăiri exuberante, al risipirii în plăceri, al experiențelor, al experimentelor sentimentale. Cu siguranță că toate acestea nu prea sunt posibile acum. E mare dorința, e mare impulsul, e mare chemarea, e mare nostalgia, dar capacitatea de a le pune în practică este mult mai restrânsă. De unde și niște posibile reacții neașteptate ale celuilalt, ale partenerului sufletesc, care e capricios, e nemulțumit, este exigent, ridică pretenții absurde sau imposibil de realizat în condițiile date, plutește în aer disarmonia, conflictul, cearta din temirce, împăcările rapide, urmate de alte motive de stres. Cei tineri vor fi cei mai afectați, pentru că vor fi cei mai sensibili la acest tranzit astral impulsiv. Cei maturi vor fi și ei atinși de această aripă, dar poate că lucrurile vor fi privite cu mai multă înțelepciune și cu mai multă răbdare, iar ceea ce se constituie acum ca o nevoie sufletească sau ca o nevoie organică poate să fie ținut sub control, ținut în frâu, prin experiență, maturitate,
temperanță. Relațiile între părinți și copii pot să fie uneori explozive, s-ar putea ca tensiunile să se nască și de data aceasta nu din temir, ce unele să aibă o motivație mai veche și care acum nu face decât să se intensifice. Alte ori, prin acțiunea planetei Saturn, care se și vede foarte bine pe această casă, ține de restricții, de impunerea autorității paterne, de control, de limitare. Toate acestea nu sunt bine primite de către copii, mai ales de către adolescenți sau cei foarte tineri, adică la 20, 21, 22 de ani. Nu mai este vorba nici măcar de emancipare, ci de libertate, de mișcare, de gândire și acțiune. Poate să intervină și un aspect denumit în general conflict de generație, care poate să ducă pe culmile stresului, exasperarea părinților și nemulțumirea copiilor. Aici probabil că este nevoie de o schimbare, și nu una minoră, ci dimpotrivă esențială, a stilului de a se purta, de a vorbi și chiar de a înțelege nevoile copilului. Părinții sunt cei puși la încercare, ei trebuie să înțeleagă această lecție și probabil că crescându-și copiii, nu au înțeles că au crescut și ei într-un anume fel. Cresc responsabilitățile, cresc grijile, dar trebuie să crească și latura de judecată și rațiune. Alta decât cea care îi guvernează pe ei, ci cea care se plasează în permanență într-o relație de corespondență cu nevoile copilului, să se pună în pielea lui, să gândească din perspectiva lui, să-l înțeleagă și pe acela, să vadă lucrurile așa cum le vede acela. Altfel, se vor certa de absurda fără să ajungă la niciun fel de rezultat. Începând cu seara zilei de 17 aprilie, moment relativ bun din punct de vedere sufletesc, poate chiar și organic. Unii dintre cei născuți în balanță care au beneficiat de efectele terapeutice ale unei abordări naturiste sau ale medicinii alternative, vor simți nevoia să facă apel la acele proceduri. Pentru a se liniști, pentru a-și introduce o stare de armonie în organism, pentru a alunga stresul, pentru a aduce niște funcții fiziologice la pragul de maximă funcționalitate. Din punctul de vedere al locului de muncă, așa cum este transitul, e greu să spun că el e armonic. Că armonic la ora actuală nu poate să fie niciun context care privește munca și salarizarea. Toată lumea este îngrijorată, multora li se întâmplă și lucruri dintre cele grave sau care îi afectează profund financiar sau strict profesional. Așadar, consider că transitul este nesemnificativ și atunci nu mă hazardez să fac nicio anticipare, pentru că din perspectiva celor născuți în balanță, rămâne să trăiască pe latura muncii și activității profesionale, fiecare în fel propriu, în funcție de harta nașterii, cea pe care noi nu știm și nu avem cum să o estimăm ca să facem anticipări. Atenție la relațiile parteneriale care se complică, care devin stringente, care devin conflictuale, pătimașe și deloc folositoare. Vor strica aceste abordări egoiste sau lipsite de măsură și celor născuți în balanță și partenerilor lor vor fi afectați unii și alții, relația în sine va fi tulburată și se vor spune lucruri regretabile, lucruri care ar fi bine să nu fie nu numai rostite, nici măcar gândite și riscul de a comite astfel de gafe este între 15 și 17 aprilie. Nu faceți promisiuni, nu rostiți amenințări, nu faceți mărturisiri dacă nu vă cere nimeni și dacă nu este cazul, dacă respectivele detalii nu aduc un beneficiu relației. Doar ca să o complicați și să agravați starea de stres este inutil, ineficient și nu este deloc ușor tolerat de către partenerul care va primi astfel de informații. Păstrați lucrurile sub control, mențineți echilibru, fugiți de stres, fugiți de convorbirile care se desfășoară în momente de nervozitate, de supra-solicitare sau de preocupări majore care vin din alte domenii și care vă obligă să vă concentrați asupra lor, cum ar fi problemele de serviciu, de muncă sau de creșterea copiilor.